Dragi gospodari și gospodine, vă arăt ceva. Vedeți această țară? Ea voastră. Noi suntem servitorii dumneavoastră. Ce putem face noi? Orice cu ajutorul dumneavoastră. Adică, eu, ca și președinte, sunt garantul securității statului. Statului de drept. A democrației. Garantul echilibrului și garantul partidelor. Eu nu țin de nicio culoare politică. Eu nu mă implic decât în proiecte naționale. Eu sunt simbolul dumneavoastră. Când mă duc peste hotare, instituția pe care o reprezint, împreună cu consilierii mei, am ales cei mai buni specialiști pe care îi are România la ora actuală. Mă vor ajuta, mă vor îndruma să facem o Românie nouă. Constituția se va schimba. Odată ce vor schimba și masa monetară. Peste câțiva ani. Timpul depinde de noi și de dumneavoastră. Să facem acest lucru cât se poate într-un mod optim. Și cât se poate de echilibrat. Acest lucru îl pot face doar eu. Prin al meu crez. Prin posibilitățile mele. Și nu e doar atât. Sunt multe lucruri care nu pot fi spuse. Dar noi. Cum? Ar putea altcineva să facă în afară de noi? V-ați imagina ce s-ar întâmpla dacă ați alege pe altcineva? România va arăta la fel ca în anul 2000, în 2012, 2014, actualmente. Vrem să intrăm într-un 2015 cu capul sus! Atât am avut. Votați-mă!